Iată, scena politică, scena de război, scena economică a fost acaparată ca interes mediatic de uh, celebrul deja interviu uh, al lui Tucker Carlson cu Vladimir Putin. Uh, au fost câteva referiri și la situația uh, României, a uh, se arăta foarte deranjat de uh, scutul antirachetă de la Deveselu. Dar ceea ce a subliniat și ceea ce mi-a atras atenția este faptul că în permanență s-a simțit neglijat și rănit în interesele sale Vladimir Putin ca și lider al Rusiei. Cum interpretăm acest interviu de două ore pe care tu ai avut răbdare și disponibilitate să-l urmărești? Uh, în cheia actualelor informații pe care nu le-am avut înainte, dar unele dintre ele sunt cam repetitive, totuși. În primul rând, aș redefini termenul de interviu. A fost mai degrabă un monolog al lui Vladimir Putin. Pentru a înțelege foarte bine cum s-a ajuns la realizarea acestui interviu, trebuie să fixăm, cred că e interesant să fixăm contextul un pic mai larg al acestui eveniment, care, desigur, este poate cel mai important eveniment mediatic, cel puțin pentru noi, ăștia din proximitatea. Ucrainei. Mr. Tucker Carlson, care a fost unul dintre cei mai reputați jurnaliști de la Fox News, i-a făcut un interviu foarte interesant domnului uh, Trump, în care amândoi râdeau de implicarea Federației Ruse în alegerile de acum patru ani. Însă, după acest interviu, ultratrampismul ultra -trumpismul, pare cumva așa că a început să-l posede pe domnul. Tucker pentru că seria de interviuri pe care le-a făcut după aceea și seria de intervenții ale sale care au și culminat cu darea afară lui de la canalul Fox News au cuprins toate teoriile conspirației și toate predicatele extremei drepte americane, ceea ce l-a făcut un personaj mediatic mai puțin frecventabil în mainstream. Acum, doar vreau să fac o paranteză ca să nu vreau să diminuăm meritul domnului Trump. Nu, nu Carson, dar este un cadru ca să, dar putem să înțelegem Domnia sa este catalogat în termeni românești în America o trompetă, un trompetă a domnului Trump. Așa era catalogat nu, la un moment dat. Nu vreau să să discutăm calitatea jurnalistică care este una de reputație internațională a domnului Tucker, pentru că totuși niște ani de zile a fost oh, discutăm discursul, Dant cel de puțin în, în mass media americană o voce foarte, foarte credibilă și foarte notabilă. Însă după ce e dat afară de la Fox News probabil încărcat și mai mult cu teze destul de fundamentaliste care țin, cum bine ai spus, de retorica domnului Trump Carson este și Devine, nu? Chiar o vedetă uh, la Moscova. Sunt uh, lideri ai Kremlinului, în afară de domnul Putin, care au apreciat și au lăudat uh, prestația sa jurnalistică. Uh, el, plimbându-se înainte de interviu uh, pe străzile Moscovei, era oprit pe stradă și felicitat de niște cetățeni uh, ai Federației Ruse care uh, erau așa cumva cuprinși de admirație față de faptul că există și alt fel de retorică și altă voce față de unilateralitatea presei americane mainstream imediat după războiul din Ucraina. Niște tovarăși care au satelit și văd în SUAC. Pornind de la această chestiune înțelegem că domnul Putin s-a simțit foarte confortabil în întâlnirea cu Mr. Tucker de asta am spus că mai degrabă a fost un monolog decât un interviu pentru că M-am am uitat și eu pe ceas, la un moment dat Vladimir Putin a vorbit 30 de minute fără să fie uh, ambarasat de nicio intervenție sau de vreo întrebare uh, a uh, jurnalistului american. Acum, sigur, ce mi-a atras atenția de la început și m-a amuzat și mi-am dat seama că cumva uh, școala de retorică a fostului KGB e una foarte uh, reputată. Cred că primul asset pe care și l-a impus Vladimir Putin și a și reușit este să se pună în comparație prin felul de a vorbi, prin felul de a analiza, prin prezența tonică cu Joe Biden. Adică mie mi s-a părut că obsesia nespusă, tăcută și foarte bine pregătită a celor care au așezat contextul întâlnirii între uh, Mr. Tucker și Mr. Putin au avut această subtilitate de a-l prezenta pe Vladimir Putin într-o posibilă comparație, inevitabilă comparație cu Joe Biden care este nu rivalul uh, 1 la 1 uh, din care Putin să iasă tânăr, să iasă foarte prezent, să iasă uh, foarte argumentat, să ne punem cu toții inevitabil întrebare domne dar oare administrația domnului Joe Biden, care pare cumva pierdut în uh, timp și în spațiu, uh, poate face față domne unui asemenea uh, lider carismatic și uh, foarte fâșneț care este domnul Putin, pentru că asta a, a, a avut și uh, Mr. Tucker în, uh, în grijă să-l poziționeze întotdeauna pe Putin uh, ca pe un stat ca pe un star de cinema mai mult decât ca pe un lider politic. Asta mi-a atras atenția încă de la început. Mi s-a părut că Vladimir Putin cu desele lui paranteze istorice și cu explicarea contextelor largi în care Ucraina a aparținut de fapt, de facto, întotdeauna marelui Imperiu Țarist, repunerea în scenă a nenorocirii bolșevice și a lui Vladimir Iliș Lenin care cumva în zorii Revoluției Bolșevice, configurează un stat artificial cu teritorii luate de la maghiari, de la polonezi, de la români, cu revenire aproape obsesivă la această chestiune, care are o logică populistă și foarte uh, subtilă, care poate zgândări un pic uh, publicul și din România, și din Ungaria, și din Polonia, spunând că dintr-o anumită perspectivă și România și Polonia și Ungaria ar trebui cumva să lase Ucraina și tot efortul ăsta occidental, adică american, de a se război cu Rusia și să accepte o invitație pe care Federația Rusă a făcut-o și cu ani în urmă să-și recupereze teri teritoriile pierdute. Nu vorbește nimic și asta iarăși este interesant despre garanțiile de securitate pe care și Federația Rusă și Statele Unite le-au acordat Ucrainei după ce s-a hotărât uh, lichidarea uh, stocurilor de armamente nucleare pe care fostul URSS le avea poziționate în Ucraina, nu în Federația Rusă. Acolo a trecut, așa foarte ampasant. De fapt, nu vorbește de. despre niciun tratat care este defavorabil acțiunii sale. De astăzi, nu vorbește niciun tratat pe care Rusia, înaintea și domnului Putin, l-au uh, semnat. Da, adică dacă ai fi, uh, hai să zicem, neutru total din punctul de vedere al confruntării dintre Federația Rusă și Ucraina, dacă ai avea chiar niște simpatii mai degrabă uh, de extremă dreaptă decât de socialism moderat, n-ai avea cum să nu admiri uh, prestația domnului Putin în acest interviu. Și un pic să la lecțiile de istorie. Da, adică dacă ai fi, fi și filorus, uh, ai considera uh, că prestația domnului Vladimir Putin în acest interviu este una excepțională. Pentru că el, dacă ar fi să-l luăm strict tehnic, strict oratoric, strict ca și capacitate de a înțelege, de a memora și de a prezenta evenimente istorice, Întinse pe o scară foarte largă de sute de ani, de la Petru cel Mare, Ecaterina cea Mare, ne-a plimbat prin istoria tumultoasă a primului război mondial, a celui de-al doilea război mondial, adică a făcut un expozeu de minte foarte complexă și de foarte luminată, n-ai cum să nu-l apreciezi. Și de fiecare dată să-ți revină, așa, în minte, un Joe Biden, pe care chiar și procurorii din Statele Unite, unii dintre ei, îl consideră ieșit total din punct de vedere intelectual din uz, și chiar există. Am citit o știre că un procuror vrea să oblige cumva să-și mai facă o expertiză uh, psihologică, ca să nu spun una psihiatrică, să vadă populația Statelor Unite care are totuși un președinte uh, la zi, adică prezent. Pentru că prin această comparație cu un Joe Biden care întinde mâna la persoane inexistente, uh, care se întâlnește cu François Mitterrand. Uh, care săracul a murit de mult în loc uh, uh, și care face tot o, o sumă de mici gafe care îl fac mai degrabă un gâgă așa în ochii opiniei publice cred că aici Putin a se-a țintit bine și a, a, a bifat bine dar n-am înțeles o chestiune acolo și de aici intrăm în zona mai puțin de entertainment și de show i -a și spus Putin, domnule, m-ați invitat la un interviu serios sau facem show aici, că voi americani sunteți obișnuiți așa să faceți multe între teme și Bine, puneți... asta a fost un pic regizat așa, da, nu cred că... Puneți întrebări grele și vreți să vă răspund în 30 de secunde, nu? Dacă e un interviu serios, lăsați-mă să fiu serios. Sigur că făcea parte dintr-un scenariu pus de dinainte la cale cu tacă asta fără doar și poate. Dar unde n-am înțeles și unde mi se pare un pic de insistat asupra ceea ce s-a discutat în interviu, N-am înțeles ce înseamnă în viziunea domnului Putin de denazificarea totală a Ucrainei. Adică el a spus, domne, războiul ăsta sigur că poate înceta dacă Statele Unite în primul rând se hotără să nu mai sprijine militar uh, Ucraina și NATO să mai stea un pic în matca lui că Ucraina nu e totuși membră NATO, deci nu înțelegem de ce articolul 5, de ce articolele 4 și 5 sunt atât de prezente în retorica NATO că Ucraina nu aparține de facto acestei alianțe și că asta, succesul propagandei occidentale că noi rușii vom pierde războiul din Ucraina, spune Putin că râzând așa și sfidător că acest lucru nu se va putea întâmpla niciodată pentru că este imposibil și că Rusia nu va pleca de acolo niciodată decât când va dori ea și că nu există niciun temei chiar cu prezență directă NATO și a Statelor Unite ca Rusia să piardă acest război. Ba mai mult a prea pus în discuție ce arsenal modern, ce capabilitate militară are Rusia, ce forță mare ar putea să angreneze Rusia dacă și-ar dori cu adevărat un război cu NATO, că toată retorica asta occidentală cu amenințarea războiului cu Europa este o vrăjeală de propagandă și că Rusia nu are niciun interes nici în Polonia, nici în țările Bale, ce Interesul ei este să asigure drepturile minorității rusești acolo unde ele sunt uh, atacate și să-și Asigure un perimetru de securitate, că NATO tot avansează înspre ei. Dar ce înseamnă procesul de denazificare totală? Adică, din perspectiva lui Putin, ce se întâmplă acum în Ucraina este un regim 100% fascist, nazist, adică ceva care poate fi condamnat de toate tribunalele internaționale ca abominabil, pentru că fascismul, nazismul. Ciudat, mai puțin comunismul, dar și el este un curent îngrozitor, că au murit milioane și milioane de oameni din cauza lor. Dar sigur, fascismul și nazismul sunt niște curente ideologice, condamnabile de toate tribunalele tuturor acestor țări care sunt astăzi pe harta lumii. Adică nu există nazism fascism, nu există adică nu, nu pot exista pe, pe de o parte el vine cu chestia asta cu denazificarea, dar pe de altă parte hai să fim serioși că se contrazice, vine și accentuează faptul că luați acest scurt periplu prin Ucraina ca și un răsărit de soare, îți convine, nu-ți convine, trebuie să te adaptezi, trebuie să te potrivești cu vremurile. Adică, face cumva o referire la noua ordine mondială, care la noua ridicare a unei lumi care nu face parte din lumea occidentală, adică a BRICS. E foarte bună întrebarea, mai ales că el nu a precupeții, chiar niciun efort de logore, că a vorbit mult domnul Putin, fără să fie întrerupt, în care să nu spună ce bună prietenie are cu domnul Xi Jinping, ce rol important are Rusia în noua construcție BRICS, cum înainte de 1994 BRICS-ul ocupa 13-14% din economia mondială, iar restul lumii diferența și că acum lucrurile s-au întors cumva pe dos, că Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud astăzi au o pondere în economia mondială de trei ori mai mare decât a țărilor occidentale, că și să râd așa ușor amuzant că în ciuda tuturor sancțiunilor impuse mai ales de Uniunea Europeană și de Statele Unite, economia Federației Rusiei este într-o creștere absolut spectaculoasă, mi-am mintea cumva de cincinalul în patru ani al lui Nicolae Ceaușescu, adică dacă l ascultai pe Vladimir Putin, eroarea fundamentală a conflictului din Ucraina este 100% doar a Occidentului, pentru că i-au calculat greșit și sancțiunile, i-au calculat greșit și susținerea militară a ucrainienilor, pentru că ăștia chiar n-au nicio șansă să-i bată păruși, și că de fapt n-au făcut decât altceva să ajute răsăritul ăsta de soare, că soarele răsare de la est, nu? Adică el a făcut apel la toate palierele simbolice și pragmatice, de asta spun că e un interviu foarte bine pregătit, adică e o lecție. Adică Vladimir Putin a oferit tuturor liderilor acestei planete, într-un interviu aranjat, că evident că nu este un interviu care să fi pus vreo secundă în lipsă de confort pe domnul Putin. El s-a simțit excepțional, adică Putin mai avea puțin și își întindea picioarele ca americanii pe masă și și aprindea și un trabuc, atât de bine se simțea. Adică n-a fost deloc pus în, în tensiune de, de tacăr. Dar lecția este că, domne, așa se face un interviu. Adică el a avut răspuns, argument și o retorică foarte bună în toate chestiunile pe care le-au discutat. Sigur că e 30-40% fals tot ce spune domnul Pădina acolo. Ne-a mai atras atenția un lucru și, mă rog, mi-a pus o întrebare, că asta e datoria mea în podcastul nostru, să-mi pun întrebări pe care și le-ar pune omul de rând care asistă la evenimentele astea și tu, datoria ta veșnică va fi aceea să găsești răspunsuri cât de cât elevate pe care să le traducem într-un limbaj pe care să-l înțeleagă toată lumea. De ce a ales un jurnalist care a fost în siajul lui Trump da? și cumva a decăzut din statutul ăla de obiectivitate, care acum este la, totuși la platforma X, la Elon Musk, Elon Musk care a oferit în sprijin pentru populația Ucrainei proprii sateliți privați pentru a avea internet și comunicații deasupra Ucrainei. Da, dar a mai făcut și altceva domnul Elon Musk. Și care a fost reacția lui Putin legat de da. Musk? A fost întrebat despre Elon Musk. Da, a zis că Elon Musk nu poate fi oprit de nimeni și de nimic, și că el oricum e atât de puternic încât va face întotdeauna ceea ce își dorește. Dar se simțea o admirație a lui Putin față de Elon Musk, care nu vine gratuit, vine și după faptul că Elon Musk, mai recent, a început și el să intre în retorica asta foarte bine promovată de extrema dreaptă din jurul domnului Trump, că, domne, de ce ar trebui noi neapărat acum să mușcăm această propagandă că Ucraina este victima totală și este acest făt frumos care are nevoie de puțină energie ca să bată zmeu, și de ce vorbim toți pe aceeași voce? Că poate că și Rusia are o parte de adevăr și că, în mod normal, în orice democrație și în orice lume liberă, trebuie să ascultăm și partea cealaltă, să nu ne ducem să cântăm toți uh, pe aceeași voce. Deveni și el, domnul Mas un fel de prieten așa în ultima vreme al Federației Rusiei. Adică, dacă e să adunăm vocile care s-au detașat cumva de narativul oficial promovat de Statele Unite cu privire la războiul din Ucraina, Elon Musk mai degrabă e înspre Tucker Carlson și ceilalți decât în partea aia altă în care toți spun, nu domnule rușii sunt rău absolut, axa răului de, care ne amintește de axa răului de, din timpul celor de al război mondial, Brazia, adică China, Rusia și Iran sunt Re... refacerea demonică a axei Berlin Roma-Tokyo, adică e o, e o retorică. Uh, și ca să-ți răspund la întrebare, pentru că uh, nimic nu e la întâmplare în ceea ce se întâmplă într-o operațiune de imagine și de popularizare la scară planetară pe care KGB-ul de mult și FSB-ul de astăzi uh, știu să le facă foarte bine. În ciuda uh, dare de, de afară de la Fox News a lui Tucker, în ciuda pierde unei anumite credibilități în mainstreamul ul uh, internațional, audiența de care se, bucă, se bucură pe platforma X și, în general, audiența pe care o are. Și vedem cum crește din nou domnul Trump în sondaje, adică americanii, dacă nu-l oprește nicio altă instituție pe domnul Trump uh, de a ajunge până la confruntarea finală, va câștiga alegerile din Statele Unite. Și atunci. Putin s-a dus pe o platformă și cu un domn jurnalist american, asigurându-se că acest interviu va avea o răspândire extraordinară, ceea ce se pare că a și fost pentru că nu m-am uitat un pic și pe media internațională și pe alte posturi de televiziune să văd cum se oglindește cum se reflectă interviul pe care dar nu există institut de media din lumea asta care să nu vorbească astăzi nu? sau imediat de după interviu despre ceea ce s-a întâmplat acolo. un într-o cheie, alții în altă cheie, dar secvențe din acest interviu au circulat în toată presa lumii, din Africa și până în Scandinavia. Cum un, un băiat care se joacă așa cu butonul roșu, cu bomba nucleară, așa, cred că e, e de luat în seamă de orice instituție media, adică vrei să știi ce mai trece prin cap pentru că da, în acel... nimeni nu e confortabil în momentul de față, indiferent prin ce colț al globului se află. În același timp amuzant este că domnul Putin a spus nimic nou, adică toate tezele pe care el a, și le-a argumentat și a fost și lăsat uh, timp îndelungat să-și ducă retorica până la capăt, sunt lucruri pe care le-a mai spus, adică el n-a venit în acest interviu uh, cu ceva fresh sau cu ceva proaspăt, cu vreo idee care să ne dea tuturor de gândit, uite domnule, nu, adică el n-a făcut altceva decât să puncteze foarte bine tot ceea ce a spus de-a lungul uh, anexării Crimei, cel puțin din 2014 până astăzi. Adică n-a venit cu nimic a în simțit, plus. a simțit nevoia să ne arate că a aprofundat mult mai bine lucrurile pe care le-a spus de-a lungul timpului și le, să le sintetizeze, într -un, să le comprime în două ore. Și eu cred că el a reușit prin imaginea lui și prin freshness-ul ăsta de care a dat dovadă că e de departe de a fi învinsă Federația Rusă sau să fie obligată cumva Federația Rusă să se retragă din această aventură ucraineană. Să fi liber. fost interviu ăsta, totuși, și uh, o chestiune strategică cu iz electoral, având în vedere că în. Uh, în uh, Rusia au loc alegeri pe 17 martie și să se reconfirme cumva că uite avem relații și cu americanii noi suntem bine da. pentru că am văzut că Occidentul pe de altă parte a ajutat Ucraina să atace niște puncte sensibile adică rafinării de petrol uh, conducte de petrol uh, astfel încât să resimtă cumva și rușii că se întâmplă ceva în lume și nu sunt chiar uh, feriți de impactul războiului uh, să fi fost și asta Sincer să fiu, eu nu cred că Vladimir Putin are nevoie de creșterea credibilității și a imaginii sale în interiorul Federației Ruse. Ca dovadă că... Poate dar de a liniști populația. Nu, cred. Pentru că populația Federației Ruse ne-a demonstrat foarte clar că de la izbucnirea războiului din Ucraina și până astăzi, cu excepția câtorva sute, poate mii de oameni, dacă adunăm Sankt Petersburg, Moscova și cam atât, nu s-a revoltat nimeni, n-a pus nimeni în discuție, n-a existat nicio presiune. Au fost câteva mame care și-au pierdut soldații în război, vreo 10, 20, 30 de mame, care au început, așa un pic, pe o anumită voce, să îl întrebe pe liderul de la Kremlin cât mai durează treaba asta. Dar e clar că populația Federației Ruse care vine dintr-o genetică foarte îndelungată de acceptare și de supunere față de autoritate, nu va pune vreodată presiune, mai ales pe liderul de la Kremlin. Cred însă că ceea ce și-a dorit Vladimir Putin a fost un impact internațional, nu național. Acum ca să trecem spre al doilea subiect pe care îl propui cu această îndrăzneală a ofensivei ucrainene de a atinge câteva puncte strategice, dar nu de anvergură cât să pună vreodată probleme Federației Ruse. da așa ca imagine, sunt punctate niște bonusuri ale armatei ucrainene care, datorită tehnologiei moderne primite de la americani și de la alte țări NATO, au reușit să mai atingă câteva rezervoare de petrol, câteva <laughs> industrii mici, așa, implicate în, această, în acest război cu Ucraina, care și ele au fost ultra promovate și ridicate la rang de mare succes de propaganda occidentală. E și aici un război de imagine. Dar internațional, nu național. Nu cred că are nevoie. S-a discutat în perioada asta foarte mult, văd că se bate monedă pe ideea asta a noi ordini mondiale. E tot mai des folosit te termenul ăsta. Rusia, China și BRICS. Vedem că Iranul își face treaba pe o parte, China și Rusia pe altă parte. Uh, și se pune accent în mod special pe ceea ce a brevetat cu mult succes în timpul pandemiei Partidul Popular Chinez. Sistemul Big Brother, nu știu cum se spune în chineză, o să-i spunem în american. În american asta, în engleză. Felul în care își controlează populația prin drone, prin supraveghere și cât de performanțe au ajuns să fie în sistemul ăsta de supraveghere. Uh, și se întreabă lumea, ăsta să fie oare modelul la care nu au ajuns occidentalii de supraveghere a lumii și dacă se va adopta modelul ăsta uh, la nivel global, cât de mult vor reuși să uh, suporte un astfel de sistem occidentali, având în vedere că vorbim de Rusia, China și în general populații care sunt obișnuite cu uh, sistemul ăsta cumva. Asta e mai mult decât o întrebare, este o mare îngrijorare. Acum noi trebuie să înțelegem și contextele, pentru că ele sunt foarte diferite. După evenimentele teribile din piața Tiananmen din 1989, când sute de mii de studenți, de tine și de aparținători ai tuturor claselor sociale din China, de la muncitori, sărani și intelectuali, așa cum e structura Partidului Comunist, oriunde ar fi el în lume, care au ieșit atunci în 1989 în piața Tiananmen și au cerut Schimbarea regimului nu doar căderea uh, partidului comun, adică, liderilor comuniști de atunci, ci schimbarea regimului, adică jos comunism. Uh, autoritățile chineze au luat o foarte în serios. Gândiți-vă că a fost exact la altă scară. Ceea ce s-a întâmplat după Revoluția Franceză, când Haussmann, marele arhitect, reconfigurează întregul oraș făcând străduțe înguste pentru ca niciodată poporul să nu mai ajungă să-și decapiteze regii. Și atunci să, să distrugă străduțele înguste, iertați-mă, și să facă bulevarde de largi. Parisul este Parisul de astăzi cu bulevardele alea foarte largi și cu această vizibilitate până la Elize, trecând pe toate bulevardele sub arcul de triumf și adică e ca o axă din asta care străbate tot Parisul, în care dacă stai la palat, vezi toată chestiunea asta. Asta n-a fost din ordine estetic sau a fost așa vreo inovație modernistă a arhitecturii franceze. A fost o decizie strategică prin care toți cei care au preluat puterea după Revoluția franceză au gândit că acele maghernițe, străduțe înguste, Parisul ăla foarte alambicat, așa a permis nu, revoluționarilor să ajungă nu, până la stăpânt, să-l dea jos de acolo și să-l pună sub ghilotină. E extrapolând de la această chestiune, ne ducem la revoluția sau tentativa de revoluție anticomunistă din piața Tiananmen din 1989. Din acel moment, Partidul Comunist Chinez a zis, tati, noi nu trebuie să mai ajungem vreodată să fim amenințați în interiorul nostru de revolta populară. Și atunci ei au început să desăvârșească acest model care atunci părea absolut science fiction și utopic de a putea controla populația Într-așa fel încât nicio revoltă mai mare de câteva zeci sau sute de persoane să nu se mai poată întâmpla. Acum, cu ajutorul tehnologiei moderne, cu ajutorul inteligenței artificiale, cu ajutorul miliardelor de dolari investiți în acest program de supraveghere, China a reușit și ne-a demonstrat în timpul pandemiei că, indiferent că ei sunt un miliard de oameni, există astăzi, în timp real, programe coordonate de inteligență artificială, care ne po le pot furniza date despre toți cetățenii Chinei. Toți! Adică nu există un cetățean în China care să nu facă parte din acest program de supraveghere, adică ei sunt cu niște ani buni înaintea Statelor Unite, cu niște ani buni înaintea Israelului, care și el, tot dintr un context de pericol, a creat acest sistem de Big Brother și nu mișcă nimic. Te se pare ciudat ce s-a întâmplat pe 7 octombrie în care niște băieți cu niște parapante sanche au venit și au dat o lovitură de moarte Israelului. Ei au din anii 90 programe de supraveghere imense. Dar nu, e alt subiect ăsta. Și atunci Europa, lumea liberă, își pune această întrebare dacă nu cumva democrația moare, Libertățile de astea individuale, cetățenești care au stat la baza de la Revoluția Franceză încoace a lumii libere, moderne, dispar, și dacă -i cumva îi cuprinde dor de dictatură și de control și pe liderii actualei lumi libere, ce vor face ei? Pentru că din punct de vedere tehnologic nu sunt acolo, mai au niște ani de lucru. Nu cumva vor importa modelul chinez? E, 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 o, e o întrebare chinuitoare, mai ales că în Europa n-a la fel, la fel -a a fost democrație eu... tot timpul. La fel cum se arată în aceste analize, chiar chinezii au importat acest sistem din eseele realizate de un laborist, de George Orwell. Deci, iată că ei s-au inspirat de la Occident, încercând să dețină acest control absolut al populației, exact din esele realizate de un da, bine, occidental. La alasc scria. O și o ficțiune păi, și își -și punea întrebarea filozofică: Bă, până unde merge libertatea și unde se oprește libertatea și intervine dictatura? Iar niște băieți au zis: A, interesant ce spune Mr. George Orwell aici, în 1984. Da. Poate că n-ar fi rău să și punem în practică treaba asta. Cum probabil se întâmplă, pentru că dacă citești literatura științifică fantastică a anilor 50-60 cu Asimov, cu. Clark cu toți marii uh, futuroloși ăștia care vorbeau de inteligență artificială până anii 50 ce, ce imaginații. și uite că astăzi conspiraționiști să zice. Niște astăzi niște băieți parcă l-au citit și pe Jules Verne și pe Asimov și pe toți și au pus în practică lucruri care uh, delectau uh, imaginația copiilor până anii 50-60 adică da, cineva ia serios da. 50-60 nu pentru că în anii 2000 când noi abordam subiecte de genul ăsta lumea înjura și comenta în mod uh, destul de urât despre aceste discuții care, iată, Asta se întâmplă. Oamenii sunt dați afară din locuri de muncă unde vine inteligența artificială și face tot ceea ce intelectual ar fi trebuit să facă un om cu facultate. Cred că nimeni nu și poate scoate din minte imaginile pe care am văzut în timpul pandemiei când deasupra străzilor Beijingului se coborau așa de nean niște drone care l-anunțau pe un cetățean, cetățenexi, ceaușo, Trebuie să te întorci acasă. Temperatura ta este de 37,8 grade. Dacă nu te întorci în clipa asta acasă, vei fi arestat și nu știu ce. Sunt oameni care s-au întors din China, care făceau afaceri acolo și care au spus că în momentul în care doreau să părăsească încăperea din hotel sau de oriunde stăteau ei, fiind cetățeni străini, nu puteau, pentru că era, erau totul, era securizat electronic. Și atunci, dacă în 2019-2020 Chinezii au reușit să rezolve marea lor problemă cu pandemia care de acolo pleacă către restul lumii printr-un control și o supraveghere unul la unul cu cetățeanul. E îngrijorătoare perspectiva. Nu vreau să fiu chiar așa de paranoic și nici panicar, dar astea sunt discuțiile oamenilor cu un pic de școală, cu un pic de educație. Sunt la unor oameni care, mă rog, cumva ne inspiră și pe noi în ceea ce discutăm și ne uităm la trenduri. Uh, un renumit uh, istoric a abordat uh, problema timpurilor pe care le trăim și ne recomanda uh, în esență așa la ceea ce uh, se referea uh, să începem să ne gândim uh, să nu mai gândim ca și vremuri postbelice. Noi nu mai trăim vremuri postbelice. Noi trăim uh, vremuri antebelice. Și atunci uh, ante și interbelice. Da, și atunci uh, perspectiva reală ar trebui să fie asta și să ne uităm puțin în istorie și făcea diverse analogii despre, despre care aș vrea să vorbim în care concluzia e că istoria se repetă. Da, noi această teză, dragă Sorine, am tot vehiculat-o și noi doi de-a lungul, iată, a unui sezon și noul sezon al news podcastului nostru spunând de fiecare dată că istoria este una și aceeași, schimbându-se doar decorurile și personajele, pentru că și noi murim de la o generație la alta. Uh, direcția pe care ne -o, ne -o propunea uh, reputatul analist și anume că anii 2020 seamănă extraordinar de bine, aproape 1 la 1 cu anii 1930, adică din perioada interbelică, adică dintre cele două războaie mondiale. Uh, și punem punând în discuție ce a crezut lumea după prăbușirea Uniunii Sovietice, adică după încheierea Războiului Rece, da, Am intrat într o mare emulație de optimism postbelic, adică și Fukuyama și mulți alți analiști de ăștia internațional, uh, mai puțin Huntington care și a păstrat uh, cinismul și realismul și se vede că istoria a dat dreptate lui Huntington și nu lui uh, și nu lui, uh, lui Fokuyama. Această epocă postbelică, adică după încheierea războiului rece și prăbușirea Uniunii Sovietice, a fost așa un triumfalism de optimism. Domne, democrația, libertățile, drepturile, prosperitatea economică, acest capitalism care se reglează singur, acest liberalism care în ciuda tuturor vicilor și mai să zicem dificultăților prin care a trecut în istorie, a găsit în sine mecanismul de autoreglaj tot timpul și iată că nici comunismul, nici socialismul, nici național socialismul, nici fascismul, n-au reușit să lovească liberalismul, adică l-au atacat din toate părțile, dar el n-a murit. E, toate aceste date vor face un pax din ăsta durabil pe planetă și toată lumea va dori să trăiască în liniște, în pace, în armonie și extraordinar. Asta a fost teza lui Focuiam, teza optimistă. Dacă facem această comparație cu perioada antebelică și interberică, păi ei a fost cam la fel. După războiul de uh, independență ăsta împotriva uh, uh, presiunii Imperiului Otoman în Europa, începe declinul Imperiului Otoman și în 1919 uh, 19 și dispare Imperiul Otoman de tot. Dispar și celelalte imperii odată cu primul război mondial, nu? Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist și se naște, nu, imediat după primul război mondial, cu excepția Germaniei, care, în urma unui tratat internațional, este îngenuncheată și subjugată din toate punctele de vedere, dar peste tot în lume, și în Statele Unite, și în Anglia, și peste tot, a început așa o. anii nebuni, nu? Toată lumea se distra, toată lumea dansa, toată lumea cânta, începeau toate minoritățile să-și exprime drepturile, și de la Berlinul, o perioadă interberice unde ce vorbim noi acum de LGBTQ e o mică copilărie. Să vedem ce era atunci, în anii 20. Și a fost, a, a fost așa o, o mare bucurie că, domne nu se mai poate întâmpla vreodată o nenorocire de tipul primului război mondial, care a fost un dezastru umanitar și o porcărie pe toate fronturile. Și iată că nici 20 de ani mai târziu, când nu se aștepta nimeni, nu dintr-o dată, așa dintr-o chestiune, o anexare aparent... Nevinovată a domnului Hitler în Polonia, nu? Pe retorica domnului Putin, domne, avem niște cetățeni germani care sunt cam uh, presați de ăștia polonezi pe acolo, și noi vrem să ne apărăm cetățenii noștri. Și dintr-o dată s-a întâmplat <coughs> ocuparea Poloniei. Nu? A izbucnit un al doilea război mondial cu consecințe mult mai grave decât primul. Și dacă noi acceptăm că nici libertatea, nici democrația, nici prosperitatea, nici capitalismul, nici nic, nimic în istorie, nu este garantat pe termen nelimitat. Pentru că există o profundă inegalitate, inechitate între popoarele acestui pământ, încât întotdeauna ăia mai săraci, ăia mai văduviți, ăia mai nemulțumiți, așa e istoria, vor tânji la un moment dat să ocupe zonele de libertate, de prosperitate și de democrație, cum s-a întâmplat și cu Imperiul Roman, cum s-a întâmplat și cu Imperiul Elen, cum s-a întâmplat și cu toate imperiile. Și atunci, dacă te uiți un pic pe hartă, ai citit istorie și vezi că nu toată lumea e nici liberă, nici fericită, nici democratică, nici prosperă, nici mulțumită, că nu e. E ca o stradă. nu sunt toți bogați. Într-un oraș nu sunt toți fericiți. Nu ne mai vorbim de o țară. Da? Dacă nu se întâmplă într-un cartier, da, păi pe planetă. Atunci, aceste dezechilibre și aceste năzuințe ale unora și această lipsă de preocupare a altora, la un moment dat, creează contextul perfect al unei confruntări. Și noi, astăzi, suntem în acest perfect context. Este o liniște, așa cumva, care începe să fie turburată de furtună. Da, dar până acum vocile astea uh, erau destul de uh, răsleți, așa. Nu prea auzeai istorici, nu prea auzeai. Uh, acum au apărut și oficiali americani care nu exclud posibilitatea, adică iau în calcul posibilitatea ca uh, blocul occidental și uh, NATO în special să intre într-un conflict uh, nu doar cu Rusia, ci cu uh, BRICS. Adică au enunțat până. cu subiect și cu predicat acest risc. Păi da, pentru că există un concept latin care este valabil și astăzi. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Din păcate pentru lumea occidentală, în cel puțin în ultimii 20 de ani, ea a fost condusă de niște birocrați care habar nu au de nicio perspectivă istorică. Sunt doar niște funcționărași angrenați în o zonă de utopie din asta fundamentală, pentru că Uniunea Europeană este un concept utopic, hai să ne gândim bine. Ea nu poate funcționa ca o Uniune atâta timp cât nu a reușit în atâta timp să-și niveleze, să-și creeze zonele de armonie. Gândiți-vă că avem în continuare țări în care minoritățile etnice sunt aproape pentru un conflict permanent. Dau exemplu doar al Cataluniei cu Bașcii, cu Madrilenii de Spania. Ne amintim că acum câțiva ani, nu? Exista teza ruperii Cataluniei de, de restul Spaniei. Marea Britanie, da, unul dintre fundamentele și motoarele Uniunii Europene iese din Uniunea Europeană. Ne ducem între valorii și flamanzii din Belgia care. Uh, sunt într-o tensiune permanentă, că adică, vorbim de țări configurate mult mai democratic decât astea din Est, care vin și ele la pachet cu o sumă de nemulțumiri și de neîmpliniri. Și atunci funcționarii ăștia de la Bruxelles uh, cu lor de la Strasbourg sunt ca niște funcționari sovietici care au crezut în înghețarea lor mentală acolo că Uniunea Sovietică nu se poate prăbuși niciodată și dintr-o dată colosul cu picioare de lut s-a prăbușit. E cam așa se întâmplă și cu Uniunea european. Ăștia au fost absolut convinși că nu poate să existe, domne, nimic ca rău. Adică, de ce? Noi avem grijă, dăm niște legi, facem în așa fel, promovăm niște chestii, promovăm niște drepturi și nu are, domne, cine să ne atace pe noi dăm cu banii, mai construim niște drumuri, construim niște școli, ne creștem nivelul, nivelul, de trai și nu se va întâmpla nimic. Adică populația va fi favorabilă și nu ne vom confrunta da, au mers într-o uniformizare din asta, ne ținând cont totuși de niște particularități care țin de spiritualitatea popoarelor, de cultura popoarelor, adică globalizarea asta de tip neocomunist, neomarxist, așa, care se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană, a scos la suprafață și o să vedem în campania electorală care va avea loc în 2024 în jumătate de planetă foarte multe frustrări și nemulțumiri. De asta cresc curentele suveraniste, de asta cresc curentele tradiționaliste, de asta domnul Trump în America are mult mai mult succes decât s-ar fi așteptat toată lumea după toate nebuniile care s-au întâmplat, mai ales după ce n-a mai fost Trump președinte lucruri pe care funcționarii de la Bruxelles nu le-au luat în considerare, li s-au părut că nu se pot întâmpla și se văicăresc acum și se plâng că vine populismul peste ei. E, e, un moment în care strategii militari și oamenii care studiază istoria ridică un semnal de alarmă, băie târziu, tati, trebuie să ne pregătim pentru că am ajuns într-o secvență care se tot repetă în istorie. S-a repetat între primul și al doilea război mondial, s-a repetat de-a lungul evoluție exact istorice de la început până la sfârșit. Suntem exact în momentul anului 1930. Noi suntem în anul 2024 da. și suntem exact în secvența anilor uh, 1930. Da. Și acolo era o lume anglosaxonă democratică liberă, uh, nu, era axa binelui, Londra, Paris, Washington și era axa răului, nu, Berlin, uh, Roma și Tokyo. Acum vorbim de axa UE, Washington, nu știu ce, versus axa Moscova, Beijing, Teheran, e același lucru. Și atunci în Europa de vest era o mare de bandadă din asta și o mare de gringoladă imorală, de multe ori, amorală, cu tot felul de ciudații care credeau că asta înseamnă libertate să-ți exhibi nuditatea în public și să te narcotizezi păstrăzile pătrânului continent, în timp ce în alte părți ale aceleași Europe, unii puneau cămăși verzi, își puneau cizme și bărșeleiau cu pas de gâscă, se întâlneau la niște întruniri și făceau niște simboluri cu rune, până când la un moment dat ăștia de erau bărbații cu gene lungi și cu rochițe, s-au trezit dintr-o dată călcați în picioare de niște tineri mai vânjoși și așa, toți blonți cu ochii albaștri. Păi, dacă ne uităm acum și vedem ce se întâmplă în Europa Occidentală versus cum se pregătesc alți băieții în alte părți, pare că e aceeași poveste spusă cu alte personaje. Hai să rămânem tot aici la noi în Est, pentru că vorbeam de uh, conflictul ăsta între uh, domnul Zelenski și uh, comandantul Forțelor Armate, Zalușnui, și, între timp, uh, a fost înlocuit șeful Forțelor Armate. Și-a impus punctul de vedere domnul Zelenski. Ce anunță această schimbare în rândul armatelor ucrainiene? Care să fi fost, în primul rând, nemulțumirea domnului Zelenski? Este decizia lui sau crezi că i-a fost dictată prin telefon de vreo cancelarie? Nu, este o decizie strict politico-politicianistă, pentru că fostul șef al armatei ucrainiene, la un moment dat, se bucura de 90% a încrederii populației ucrainei, în timp ce domnul Zelenski doar de 77%. Acest domn Zarușne a făcut o chestiune care l-a deranjat foarte tare pe Zelenski și anume a pus sub semnul întrebării fanfaronada populismul și optimismul politic al Chievului cu privire la posibilitatea de a înfrânge Federația Rusă în acest conflict domnul fost șef al armatei ucrainiene, care este foarte iubit de către soldații ucrainieni, a avut întotdeauna grijă să nu-și expună degeaba soldații și să-i omoare pe nimic, invocând faptul că trebuie să-și conserve energia, să nu se obosească în acțiuni din astea foarte entuziaste, așa care nu duc nicăieri. Și a fost mai degrabă un realist al confruntării cu Federația Rusă. Acum, domnul Zelenski, sigur că dacă ar fi avut loc alegeri, că nu mai au loc alegeri în Ucraina, care începe și domnul Zelenski, ca domnul Putin, adică cumva să tot invoce tot felul de motive pentru ca alegerile democratice să n-aibă loc, că e război, că e chestie, nu știu. Dar dacă ar fi avut loc alegerile la termen, domnul Zelenski le pierdea. În turul 2 le-ar fi câștigat acest domn pe care domnul Zelenski l-a dat afară. Și l-a înlocuit cu cine? Cu un sovietic. Îmi uh, cer scuze pentru că nu Alexandre am... Sârschi, așa. N-am memoria, mare ales a slave, mi-e imposibil să le țin. Deci domnul Sârschi, noul șef al armatei ucrainene, este un domn care a studiat la Academia Militară de la Moscova în perioada sovietică. Și care, mă rog, toți spun că are, această, uh, are acest avantaj de a gândi ca rușii pentru că el a fost instruit de structura armatei roșii care este patroana de fapt a actualei armate ale Federației Ruse și că el gândește la fel. Dar dacă ascultăm perspectiva unor ucrainieni militari, sunt foarte supărați pe acest domn. Pentru că acest domn se comportă într-adevăr ca și rușii, nu dă doi bani pe viața soldaților săi. De asta și-a avut și-a reportat câteva succese remarcabile și în apărarea Chievului și în Donbass și la Harkov, adică într-adevăr este un militar care are în spate Sârschi ăsta niște victorii și niște um, rezultate bune. Dar cu ce preț? Cu prețul morții unor ucrainieni de multe ori pe degeaba, pentru că dacă ne uităm acum la echilibru între Federația Rusă și Ucraina, situația e la fel ca înainte, adică nu e, a câștigat Ucraina vreo un centimetru în plus. Din potrivă, n-a reușit să-și recupereze ce a pierdut imediat când... A început ofensiva. Și atunci, din această perspectivă, mie mi se pare că domnul Zelenski a început să fie politician, politicianist, populist și că își dorește foarte mult să-și conserve puterea. Și pentru că nu există niciun motiv, am văzut și eu analizele unor experți militari, nu doar de la noi, și la noi s-a spus treaba asta, dar și din presa internațională, care spunea că nu există niciun motiv de ordin militar pentru înlocuirea fostului șef al armatei. Pentru că vorbim de putere, să ne uităm puțin și în România, pentru că partidele de la putere nu dau semne că vor să plece, din potrivă, schimbă regulile jocului sau le fac în așa manieră încât dacă se poate să rămână veșnic la putere, în tocmai ca domnul Putin pe care îl blamează. Ce părerei despre comasarea regerilor uh, europarlamentare cu locale? Da, hai să vedem un pic și tehnic pe cine ar avantaja, dincolo de uh, populisme și discuții ieftine. Hai să explicăm un pic tehnic care este avantajul real pe care l-ar avea la scorurile electorale de astăzi, la filmul de astăzi, uh, partidele politice aflate în angrenajul puterii. În primul rând, mă aliez punctului de vedere al domnului Kelemen Hunor, care, într-un interviu acordat, Digi, mi se pare, a spus că nu se poate vorbi doar de comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare fără cele de la prezidențiale cu cele de la generale, pentru că nu are niciun sens. Și atunci dacă tu modifici o lege în Parlament, de ce n-ai modificat -o? o să, din patru alege să faci doar două? Pentru că interesul fundamental și al, în primul rând al PNL-ului, care este într-o scădere vertiginoasă de încredere publică, dar și a PSD-ului care și-ar dori o alianță foarte confortabilă cu acest partid fără coloană vertebrală care a ajuns PNL-ul, astăzi este să își securizeze toate pozițiile pe care are din Parlamentul European până la acel candidat unic pe care probabil ei vor dori să-l uh, uh, trimită în, campa în, nu, nu, în campanie, în cursa prezidențială. Și atunci ei se bazează foarte mult și PNL-ul și PSD-ul pe structurile locale. Ei știu astăzi că PNL-ul, datorită. Extraordinarei performanțe a domnului Rareș Bogdan, șeful pnl Diaspora, ei se află uh, undeva la o cotă de încredere de sub 10%. Alegerile europarlamentare dau trendul general și așează corect pe busolă cam pe unde se află partidele. Cu 10% la PNL, PSD-ul nu îi mai poate coopta la guvernare pentru că nu fac majoritate. Și atunci PNL-ul este disperat să-și folosească primarii pe care au, mai au în Transilvania și împreună cu tot activul care e mult mai disciplinat și mult mai bine organizat al PSD-ului să tragă foarte tare ca și la europarlamentare să scoată măcar un, un, scor cu două cifre acolo, măcar un 14-15%, 16%, ceea ce dacă ar candidată capul lor, niciodată. Pe de altă parte și PSD-ul aici se teme de ascensiune, adică PSD-ul se teme foarte tare de faptul că aur astăzi are un scor foarte apropiat de ei este a doua forță uh, politică în preferințele electoratului. În ciuda faptului că a început o mare campanie de asta de defăimare cum pierde aur uh, uh, aderenți cum uh, se mută pleacă de la aur la PNL am văzut astăzi venind spre emisiune o știre că nu știu pe încet, Virgil Popescu s-a certat cu George Simion în Parlament spunea că domne filiale întregi de la aur se duc la PNL adică de ce ar pleca cineva la 27, nu zic 27, 20-25% cât are aurul astăzi, de ce s-ar duce la un partid de 9%, adică e, e ciudat. Dar a început așa o campanie care e importantă. Dar sunt ori. tot felul de răfuieli locale, Și PSD-ul se teme de aur, de pentru liste. că PSD-ul cu aurul sunt cam la același nivel de intenție de vot, iar PNL-ul se teme foarte tare de forța dreptei USR și PMP care au făcut alianța de dreapta și care împreună, adică forța dreptei cu USR și cu PMP au mai multe intenții de vot decât are pnl -ul. Și atunci, dacă am luat invers, adică am împărțit scena politică, nu în două cum dorește PSD-ul și PNL-ul, ci în patru. Adică, bă, asta este feria, aici este PSD, Aici este Aur, aici este PNL, aici este Coaliția de Dreapta, formată din cele trei partide. Sunt cam bara. Adică jumătatea asta de cerc, cu Aur aici și cu uh, forțele de dreapta aici, și cu PSD-ul aici și cu PNL-ul aici, împreună sunt cam bara. Și atunci interesul PNL-ului și al PSD-ului este să scape de ăștia. Și atunci ei ce, de ce profită? De faptul că Aurul nu are organizații teritoriale, nu are foarte mulți primari. Nu stă foarte bine în zona asta de administrație pentru că n-a avut timp. E de abia a intrat în, în Parlament în legislatura trecută. Și în aceeași situație se află și membrii USR, PMP, Forța de care nu au o forță locală, adică n-au primari, n-au -au organizații, n-au structuri. Și atunci, ca să-i arunce pe ăștia periculoși, în afara oricărei zone de câștig și să prin redistribuire să și fure voturile este această chestiune care este profund antidemocratică, adică dacă noi noi ăștia de ne uităm acum la televizor am luptat pentru ideea de democrație, pentru principiile astea care spun foarte clar, bănene, dacă sunt patru alegeri, înseamnă că au patru zone de importanță diferite, orice comasare este o împietare a democrației Păi atunci hai să nu mai facem nicio alegere. Hai să mergem ca pe timpul lui Ceaușescu să vină unii cu urna acasă și indiferent ce punem noi acolo să iasă cine au hotărât ei. Pe asta pentru asta s-a murit în decembrie 89. Este o nenorocire. Nenorocire pe care o va, contabiliza negativ doar PNL-ul, pentru că PSD -ul, electoratul PSD-ului nici a pus niciodată problema că e democratic sau nu e democratic, ei l-au avut pe Iliescu, au avut mineriadele, l-au avut pe Dragnea, adică pe ei nu democrația îi împinge să iasă vreodată în stradă. Adică... Adică nu i am împins, nici principiu, nici etica, nici morala pe PSD-ști, vreodată, fie că sunt alegători, fie că sunt conducători, să, să se zbată pentru idei. Ei au avut un, o anume tip de retorică. Deci, PSD-ul sunt foarte confortabil cu ideea de orice fel de zonă mai puțin democratică. În schimb, PNL-ul, care vine din tradiția unui partid istoric, cu lideri băgați în închisorile comuniste de către niște tovarăși, va contabiliza orice atac la adresa democrației. Și așa avem un general președinte la PNL și un milițian a fost ministru de interne domnul Bode de la un sfârșit adică toată structura asta pnl este militarizată ce democrație mai este asta mai și flutără marot dacă o să candideze din partea lor domnul Eduard Helvi care a fost directorul SRI-ului la prezidenția. adică nici în Rusia nu se întâmplă așa, adică asta este uh, tipologie sovietică nu e de democrație europeană și PNL-ul, tot marșând din disperare pe această chestiune, va contabiliza și o să vedeți la sfârșitul anului 2024 negativ. PSD, dacă PSD-ul e un partid inteligent și este mai inteligent decât PNL-ul și ăștia nu-și fac scorul de două cifre, gârbejiți ăștia, vor dispărea din istorie de decim... două cifre care să înceapă cu doi, pentru că dacă este sub doi este problematic pentru că PSD-ul dacă face maxim 30% și la redistribuire nu astăzi, vor avea o majoritate confortabilă în Parlament PNL-ul pare imposibil, adică doar dacă ar trage mm. din umbră așa și STS-ul să ciordească la greu și SRI-ul și toate, toate serviciile secrete să lucreze doar pentru PNL și PSD-ul să-și dea ei voturi de la ei nici așa nu cred că PND-ul astăzi poate ajunge la un scor cu, cu 2 în față. N-are de unde. Are 8%. Istoria în... ne-a demonstrat că pentru aceste servicii pare mai confortabil să iei un partid nou și să îl transformi da, care are voturi decât să mai umbli la păi voturi nu mai pentru că am văzut um... și cu PDL-ul s-a întâmplat același lucru la atâta pentru că hai să facem o matematică foarte simplă Exact, eu nu mă duc... e mai confortabil să iei un partid păi nou Eu nu, eu nu mă duc pe la... sondajelor comandate de PNL sau de PSD Eu vreau să văd și văd că sunt atâtea uh, Inclusiv uh, organisme media care fac sondaje independente Deci în orice sondaj independent care nu are niciun partid politic În intenția de vot la europarlamentare PNL-ul are 8-9% Iar intern are 11-12% de la 11-12% până la 20% sunt tot procente. Suntem în 2024. Pe ce poate să facă spectaculos PNL-ul ăsta cu acești tovarăși de la PDL? Cu Iulian Dumitrescu, mare om cinstit, Cătălin Cherecheș, monument de onestitate și de bă, bă, cinste, nu? Cu Virgil Popescu, nu știu de care, cu Bode care cumpără BMW-uri de nu știu Adică cu cine să facă ăștia? cu domnul Ciucă care... Îi, 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 cu cine să facă de, de acum până când vor avea loc alegerile comasate sau necomasate, ce acțiuni atât de spectaculoase poate face acest pseudopartid politic? E mai mult o adunătură de interese acolo. Ce pot ei să facă să ajungă să recupereze handicapul ăsta de 8-9% până la scorul ăla de 20? Păi nici când PNL-ul era pe cai mari, n-a avut mai mult de 27%. Eu sunt, eu sunt, reținut legat de chestiunea asta pentru că am văzut tot felul de dosare, tot felul de uh, apariții spectaculoase în media, așa că încă eu cred că scena suportă tot felul de uh, jocuri de genul ăsta. Da, eu, eu, cred că dacă există cu adevărat democrație și nu se mai bagă, nu și mai bagă serviciile coada în numărarea voturilor și nu cred că și-o pot băga la, la, dimensiunea asta de, de, de voturi și se lasă pur și simplu ca intenția românului care vrea să se ducă la vot să se desfășoare firesc ca în orice fel de democrație, nu vom asista la o continuare a alianței PNL-PSD după 2024. Nu, nu o văd matematică, Da, România ne-a demonstrat că nu tot ceea ce este logic și matematic câștigă de fiecare dată. S-au mai întâmplat și miracole.